discutăm despre decizii de revizuire, așa, nu de recalculare. Și în urma acestor verificări suplimentare pe care le fac colegii noștri de la casele de pensii, sunt găsite și dosare unde sunt erori de recalculare. La unele dintre ele avem noi, casele teritoriale de pensii, sume de achitat și pentru 2023 avem un număr de 361 de astfel de dosare. În cazul acestora, banii se achită de îndată și avem 509 dosare unde s-au constatat erori. Scăderi. Față de care avem sume de recuperat. În cazul acestora se face o recuperare eșalonată pe un număr de 36 de luni. Era un caz unde în jurul unui quantum de 30 de lei avea pensionarul de înapoiat